Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Suntem la raportul zilei. Referendumul anunțat de președinte și revizuirea Constituției sunt subiectele care țin în momentul de față prima pagină a ziarelor. Despre Constituție urmea să se vorbească și la Gorj, unde trebuia să vină fostul prim-ministru al României, Petre Roman, și ministrul apelor și pădurilor. Acest lucru însă nu s-a mai întâmplat. Vorbim despre aceste subiecte și în această seară cu invitații mei, doamna Mădălina Ciolocoi, vicepreședinte al Partidului Național Liberal de la Gorj. Bună seara și bine ați venit, doamna Ciolocoi. Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație. Mulțumim și noi că ați acceptat invitația noastră. De asemenea, alături de noi este domnul Nicolae Davițoiu, membru biroului permanent județean al Partidului Democrat Liberal de la Gorj. Bună seara și bine ați venit, domnule Davițoiu. Bună. Mulțumim și dumneavoastră că ați acceptat invitația. Așadar, domnule Davițoiu, ideea cu referendumul a pornit în momentul în care Partidul Democrat Liberal se afla la guvernare. Atunci a fost organizat referendum, au fost întrebați oamenii ce părere au, ce își doresc mai exact, un parlament cu 300 de oameni, unicameral sau așa. S-a ales atunci. Acum, iată că președintele Traian Băsescu propune un nou referendum. Dumneavoastră, ce părere aveți despre această idee, având în vedere că, sigur, așa cum spuneam, a mai fost odată organizat? Păi, având în vedere că actualii guvernanți vor să facă să dubleze paginile la Constituția României, adică să transforme un document care a trebuit să fie extrem de simplu și pe înțelesul tuturor și mai ales destul de clar, cum este Constituția Statelor Unite, care și în momentul de față este jumătate din Constituția României. Eu zic că toate acele propuneri care le-ați văzut și dumneavoastră, care apar pe zi ce trece, emanate de aceea comisie condusă de însuși unul dintre liderii alianței USL, Crin Antonescu, eu zic că referendumul este binevenit pentru că o să readucă aminte nu populației, ci actualilor guvernanți cele două puncte din referendum organizat în anul 2009, adică cel la un parlament unicameral și acela de a avea 300 de deputați. Și în această acțiune, eu zic că președintele este sprijinit foarte mult și de către actualul Parlament. Ați văzut, cred că toate televiziunile mediatizează acest fapt, se întâlnesc maxim de 3-4 ori pe lună pentru a demonstra încă o dată, dacă mai ar fi nevoie, că ar fi inutil. Bineînțeles că orice democrație presupune și un Parlament. Reducerea acestuia la 300 de parlamentari, eu zic că este o idee binevenită și în actualele condiții, adică pragul referendumului de 30% și care a fost aprobat de către acest Parlament, eu zic că va duce la încă o victoria președintelui Băsescu și va valida încă o dată, dacă mai era nevoie, după câte știu eu, aceste întrebări care sunt prevăzute în aceste referendum, dacă depășesc cum a fost cel din 2009 declarat valid, sunt obligatorii pentru guvernanți și le-ar trebui să fie prevăzute în Constituție. Acum vom vedea cine va avea dreptate, ori această revizuire masivă a Constituției, în care ați văzut și actualii membrii acestei coaliții să ceartă între ei, să fie prevăzute și cum arată familia și cum arată nu mai știu cine și cum arată X și cum arată Y, vor să facă o Constituție stufoasă care sunt convins că nu va fi aprobată, iar dacă ar fi aprobată, va lăsa loc de foarte multe interpretări. Doamna Ciolocoi, ce părere aveți înainte de a vorbi despre revizuirea Constituției de acest referendum? Spune domnul Davițoiu că este o idee foarte binevenită, având în vedere tot ceea ce încearcă să schimbe acum guvernul Ponta. Da, în primul rând aș vrea să știți că eu am făcut anunțul
acea dezbatere pe tema revizuirii Constituției se va realiza, dar în 28-29 iunie, având în vedere că era o dezbatere la nivelul regiunii Oltenia, având în vedere că regiunea Oltenia este în cod portocaliu de inundații pe Jiu și pe Olt și afluenții acestora la final de săptămână. Doamna ministru Varga, fiind ministru apelor, va fi în comandamentul de urgență pentru întreaga țară, dar dezbaterea se va realiza. În altă ordine de idei, sunt de acord cu un parlament redus. Suplu. Așa, da, cu 316, da, cu 316 parlamentari dați conform legii electorale, 316 parlamentari, dintre care 99 de senatori. Aceasta este propunerea Partidului Național Liberal, pe care am vrut să o punem în aplicare încă de anul trecut, însă Curtea Constituțională ne-a spus nu și cred că pe bună dreptate, pentru că era an electoral și nu se fac modificări la legea electorală cu 6 luni înainte de alegeri. Deci propunerea noastră este cu 316 parlamentari, bicameral, și vă atrag atenția că atunci când domnul președinte Băsescu a pus și va repune a doua întrebare pentru referendum, dacă vrem maxim 300 de parlamentari, vă atrag atenția că încalcă Constituția. De ce? Articolul 62 din Constituția României, asta pe care o avem acum, articolul 62 se referă la alegerea camerelor, iar aliniatul 3 spune numărul de deputați și de senatori se stabilește prin legea electorală raportat la populația țării noastre. Deci am citat din actuala Constituție. Cu siguranță vom avea referendum pentru revizuirea Constituției, iar acolo cetățenii vor putea să ne spună nu propunerii noastre a USL-ului pentru parlament bicameral și atunci vom lua în considerare. Dar deocamdată consider că nimeni în această țară nu are voie să sară peste Constituția României, care spune clar că numărul de deputați și de senatori se stabilește prin legea electorală în funcție de populația țării respective. Mai mult decât atât, aș vrea să remarc următorul lucru. În 27 iunie 2011, Curtea Constituțională a dat un răspuns solicitării președintelui României și a fostului prim-ministru Emil Boc, prin care repuneau pe tapet luarea în considerare a rezultatelor din 2009 de la referendum și Curtea Constituțională spunea așa: orice modificare, orice revizuire a Constituției se poate face fără să atace articolul 152, literele A și B, care spun, se referă strict la suveranitatea țării, la forma de republică a României, iar articolul B se referă la încălcarea drepturilor cetățenești. Deci dacă nu este încălcat acest articol 152, atunci se poate face revizuire la Constituția României pe oricare alt articol, dar care nu aduce atingere articolului 152, literele A și B. Atunci, deci, atunci, dumneavoastră, sub acest paravan, considerați că guvernul Ponta atunci avea Curtea Constituțională, schimbe... îmi permiteți să vă dau răspunsul Curții Constituționale. Foarte pe scurt, vă rog mult de tot. Foarte pe scurt, nu, dar e bine să știm. Curtea Constituțională din România, decizia numărul 769, nu râdeți, domnul Davițoiu, că este Curtea Constituțională, din 17 iunie 2011, referindu-se la solicitarea de Parlament unicameral, modificarea structurii Parlamentului nu contravine articolului 152. Mai mult decât atât, în răspunsul Curții Constituționale se spune, nu trebuie ignorate totuși în exprimarea opțiunii poporului, tradiția statului român și avantajele pe care le oferă o structură bicamerală față de una unicamerală. Am înțeles, în regulă. De asta în 2009 erați în România? Da. Știți că cu referendumul a fost validat de Curtea Constituțională? Da, și după aceea Curtea Constituțională a fost validat pentru că nimeni nu s-a dus să spună, domne, uite, numărul de parlamentari se stabilește prin legea electorală. Ați făcut acest lucru? Păi, dar noi am spus, dar Curtea Constituțională ne-a respins. Păi și atunci... Păi ce părere aveți, doamnă, că s-a încărcat? Doamnă, erați la doamnă guvernare, domnul Davițoiu. Păi dacă v-a fost referendumul, validat referendumul... Referendumul, știți cum s-a validat?
Cum? Cu 50,16%. Punem un semn al întrebării. Doamnă, punem un semn al întrebării, prezență. Nu. Vă mai pun un semn al întrebării. Președintele Traian Băsescu și-a făcut lobby prin acest referendum și-a făcut lobby pentru președinția dumnealui. Știți niște puncte care n-au nicio legătură cu discuția. Ba, da. A, B și C. Ce legătură are forma de republică cu 300 de parlamentari? Ce legătură are punctul B? Domnul Davițoiu, vorbim de Constituția României. Da, trebuie respectată, domnul ce Davițoiu. Ce legătură are 300 de parlamentari? Nu mai e republică sau ce nu e? Nu, nu, nu. Deci eu am spus așa, că ceea ce dorim noi, revizuirea Constituției, inclusiv cu forma de Parlament, nu încalcă acele puncte. Deci putem să facem revizuire, putem să... Pentru că domnul președinte Traian Băsescu, mai mult decât vrea referendum, un nou referendum, spune că revizuirea noastră a Constituției nu e bună, că... Dar a spus că referendumul încalcă nu știu ce da, Constituție. Da, articolul 62. Păi da, vi-l arăt. Ia uitați-vă, Constituția României, articolul 62, alegerea camerelor, alegerea camerelor, cu siguranță vom da, aliniatul 3, numărul deputaților și senatorilor, revizuirea, numărul deputaților și senatorilor. Referendumul modifică Constituția, nu o revizuiește. Referendumul de revizuire a Constituției. O poate și modifica, să rețineți. Dar noi vrem revizuire. Asta e anumite articole. Uitați-vă ce scrie aliniatul 3, numărul deputaților și senatorilor se stabilește prin legea electorală. Se poate modifica. Dacă modifici acest punct care spune că sunt două camere, asta și spune președintele Băsescu. Una dintre întrebări care solicită modificarea punctului, care dumneavoastră vă că îl citiți de o jumătate de oră, da, este să nu mai fie două camere, să fie o cameră. Cum să se opună Curtea Constituțională? Adică Curtea Constituțională decide forma de... Deci de... nu se poate să fixăm prin referendum un număr maxim de parlamentari. Asta vreau să vă spun. De ce n-a spus la invalidat atunci? A spus, doamne, acest referendum este invalid pentru că dumneavoastră nu știți de la ce 300 de ce parlamentari l-a validat. Trebuie lăsat și până la 2000 dacă se poate. Dumneavoastră știți, eu am spus, propunerea USL-ului este aceea cu 316 parlamentari. Iar ce spuneți dumneavoastră că trebuie să fie reprezentativ și raportat la numărul de da. Populație? Da. Hai de să fim serioși. 20 de milioane poți să împar și la 70 de mii, poți să împar și la 300 de mii dacă vrei. Da, dar reprezentativ prin lege, este domnul Davițoiu, prin lege. Prin lege. Și prin lege se modifică Constituția. Pardon, prin referendum se modifică Constituția, iar legile se adaptează la Constituție. Da. Eu așa știam. Eu nu știam că legile fac Constituția. Domnul Davițoiu, dar nu poți să te duci în fața oamenilor și să spui de la tine putere, eu vă promit maxim de 300 de parlamentari, când nu treci prin Parlament, prin legea electorală, domnul Davițoiu. Vă împiedică că nu vor fi 300 și vor fi 316. Nu știu până acum că legile fac Constituția. Am înțeles că nu. Legile se fac. Oamenii încalcă Constituția, acum așa cum face președintele Băsescu. Acum aud la dumneavoastră că Constituția se face conform legilor. Nu. Așa domnul Davițoiu, acum faceți lobby pentru un om care v-a lovit pe dumneavoastră, pe membru PDL. Înțelegeți, lăsați Parlamentul. Domnul președinte Traian Băsescu folosește pe oricine în lupta dintre dumnealui și parlamentari. Dar Constituție este prevăzut acest referendum sau nu? Este un drept constituțional? Da, corect. Păi și atunci de ce vorbim? Este, dar depinde de noi ce întrebări punem oamenilor. Nu ne batem joc de cetățeni. Cum pot eu să mă duc să-i propun maxim de 300 fără să-i spun de unde vor veni oamenii aceștia și mai mult decât atât. Dar de asta nu le spuneți 315, după ce le spuneți? Da, păi știți după ce? Nu. Pentru că micșorăm numărul de populație, numărul de locuitori aferenți la un senator și un deputat. Uitați-vă așa pe legea, pe propunerea noastră de lege. Așa, și foarte bine. Președintele Băsescu, după ce a făcut împărțirea asta, probabil a folosit alt calculator. Maxim și 300, a dat 300, maxim dacă 300. 316. Dar e vorba doar de 16. Scuze, intervin. Nu vorba aici vorba poate să fie și, să știți că poate fie și aproximația la numărul de locuitori. Nu, ideea este că dacă odată s-a organizat acest referendum, dar oamenii au dat un răspuns. Da, da, au dat un răspuns. Nu este respectat în schimb. Referendumul, știți cum este? Spuneți dumneavoastră, referendumul este obligatoriu sau consultativ? Rezultatele unui referendum. Atunci de ce să mai facem doar acel locuiu un referendum? După părerea mea trebuie să fie obligatoriu. Obligatoriu. Da, după părerea mea. Pentru că populația alege și senatorii, alege și deputații. Nu invers. Nu, deci uitați-vă că tocmai a fost o discuție. Tot ce emană e voința poporului, că toată ziua aclamați peste tot voința poporului. Acum văd că nu da, vă mai domnul Davițoiu, dar de ce încercați să instigați? Știți bine că acest președinte Traian Băsescu... La 70% pe ce să vă instigi?
Nu, dumneavoastră încercați să instigați cetățenii. Vă eu am spus aici... Ați guvernat un an de zile, vă e frică de acest referendum. Domnul președinte Traian Băsescu tocmai ne spunea aseară că actuala guvernare a strâns niște arierate. A strâns niște arierate de pe vremea când președintele Băsescu guverna guvernul cu doamna Udrea, care doamna Udrea îndemna primarii și firmele, începeți fraților lucrări, faceți-vă împrumuturi pe la bănci, că statul vi dă după câțiva ani de zile. Și așa au rămas primării care la ora actuală sunt în insolvență, așa au rămas firme care la ora actuală sunt în insolvență. Dar domnul președinte Traian Băsescu n-a analizat ce au făcut dumnealui în anii de mandat. Să înțeleg la noi asta că două primari Ciocea s-a luat după Elena Udrea și după Traian Băsescu și face arierate ca să vă facă dumneavoastră ciudă, nu? Nu, domnul primar Ciocea s-a descurcat pentru că s-a descurcat pe proiecte pe fonduri europene, așa. Dar sunt și localități care sunt în mizerie totală. Dar și de are arierate, vă spun eu. Are arierate, dar... aflat. E, cum să nu aflu, domnul atunci, David Soi? Referim la dar sunt arierate. Localități care au făcut și... arierate și nu, care nu și a făcut arieratele pe vremea lui Elena Udrea. Așa. Adică l-a îndemnat Elena Udrea să facă... Vă spun eu și acum se face tot la fel, doar, dar probabil trăiți în altă țară. Nu, dumneavoastră. Păi nu vă spun, arierate se fac și acum. Domnul David Soiu, sunt lucrări neplătite din 2011. Arierate. La primărie, dacă... Noi vorbim, s-a achitat toată, am înțeles că a fost lege, că nu poți să... Da, și au intrat altele. Care altele? Păi știți că sălile de sport nu s-au achitat niciodată din 2011. Păi de ce au fost incluse aceste arierate? Cine a oprit? Păi știți de ce? Nu știu, dacă spuneți, aflu. Da, păi ia, duceți-vă să vedeți cum s-au făcut unele din sălile de sport. Unde să vă duc? Nu știți ce ați mai guvernat și ce ați făcut. Dar spuneți-mi să vă duc. La Drăguțești, nu? Nu. Duceți-vă, adresă, duceți-vă să vedeți cum au fost făcute săli de sport în bătaie de joc și pentru asta care? Suferă ceilalți primari. La Drăguțești? Nu. Dar care? Dați-mi de alt exemplu. Vă duceți dacă vă trimit. Aproape, trec toată ziua pe lângă ea. Deci vă duceți dacă vă trimit. Da. Să vedeți în ce bătaie da, de da, joc. Da, da. Bun, haideți să revenim la situația cu referendumul, că nu are rost să... Adică dacă... Sărinăm de la Constituție la săli de sport, ca să vedeți un ajuns. Păi da, asta a exprimat domnul președinte. Bun, până la urmă, această chestiune se rezumă și la bani, părerea mea. Adică, dacă odată s-au dat bani, pentru că tot ceea ce înseamnă referendum, alegeri de orice natură, cumva antrenează o sumă de bani care este investită în sensul ăla. Nu știu, e normal, e firesc ca oamenii să voteze de 5 ori, să meargă să spună de 5 ori același lucru doar pentru a face hatârul unor oameni care, pe de o parte, și țin cu încăpățânare de chestia asta, iar pe de altă parte alții nu vor ca să ia în calcul ceea ce s-a votat odată? Dar un singur referendum pentru modificarea, pentru revizuirea Constituției se va face, pentru că USL-ul va face acest referendum și vor fi mai multe subpuncte care vor fi revizuite în Constituție. Dacă omul va veni atunci la referendumul cu mai multe obiective de revizuire și va spune, domne, nu vreau, nu votez actuala Constituție cum vreți voi, pentru că este Parlament bicameral. Și atunci spune nu și am terminat. Da? Deci ne respinge cu totul. Simplu. Aici cumva trebuie să fie și o informare extraordinar de bună a cetățenilor. Sunt convinsă că cei care vor merge să voteze, mulți probabil nici nu vor ști exact ce presupune noua formă a Constituției. Și dacă îi mai dai și o cărțulie, cum spune doamna vicepreședintă Ciolocoi, ca să bifeze de diverse puncte, trebuie să stea acolo în momentul în care votează un sfert de oră, nu, să citească un chestionar. Votează părerea mea și deci vă spun, păi care este diferența dintre... Pentru că avem mai multe referendum de revizuit, avem mai multe de revizuit în actuala Constituție, inclusiv traseismul politic. Da? Va fi interzis traseismul politic? Deci este unul dintre subpunctele discutate. Să că, la invitația să știți că este bună. Dar dacă noi asta credeți că se va fi întrebare și va fi prins în Constituția României, după părerea mea, care nu sunt politician atât de ca dumneavoastră, ne mai întâlnim la aceste emisiuni. Eu zic că niciodată nu va fi prins în Constituția României traseismul politic. Asta e pură demagogie. O să vedeți ce o să fie. Ce propuneau asemenea... Dar nu este prinsă. O să vezi că toată lumea să apare pe la televizor și spune, o să vedeți că nu trece de Parlament. Evident că nu trece. Pentru că la Parlament înțelege. Se referă traseismul. Nu, dar să ne înțelegem puțin. În Parlament, nu... Deocamdată, aceste puncte care le-a adunat până acum de schimbarea Constituției, această comisie de revizuire a Constituției, așa, trebuie să treacă prin Parlamentul României. Toate.
Ele au fost validate de comisie, dar nu automat vor fi prinse și în acest referendum. Întâi trebuie să fie aprobate de către Parlamentul României cu două, trei, toate aceste puncte care sunt 10, 20, cât o să fie, 100, pui 100 de puncte, păi omul o să ia o oră, cât o să dureze referendumul? 3 zile? Să citești 100 de puncte? Constituția statului, am impresia că nu mai știu nicio precizare, are vreo 37 de puncte și atât. Asta este Constituție. Păi noi ce punem acum și ce mâncăm în Constituție? Am înțeles, da. Este opinia... Părerea mea este că în aceste... Când ar trebui să aibă loc referendum pentru modificarea Constituției? Probabil undeva în toamnă, octombrie. Octombrie-noiembrie. Cam așa. Până atunci, bun, sigur că nici nu este finalizată forma propusă de guvernul USL, așadar puteți n-are să vă puneți să fie referendum la... în, cum zice doamna Ciolocăi, în luna... Păi, domnul Liviu Dragnea a spus că proiectul privind regionalizarea va fi gata undeva la sfârșitul lunii octombrie. Ori fără să apară acest proiect a regionalizării, să fie aprobat și el la fel, să treacă prin Parlamentul României. Atunci ar trebui organizat mai devreme sau după data? Părerea mea că toate luate într-o ordine cronologică. Nu poți să votezi Constituția României și după aceea să faci regionalizarea, că n-ai cum. Da. Bun, octombrie, noiembrie, când se termină, oricum se va face. Păi, și asta este. Veți fi ocupată iar cu... Să nu inunde Jiu, să nu inunde Dunărea sau care mai sunt domnul pești. Domnul David Soiu, faceți mișto, dar să știți păi că nu fac, vă spun care sunt problemele. Nu v-am văzut să faceți o asemenea dezbatere și mulți dintre parlamentarii dumneavoastră. Dezbatere la ce manieră? Vor merge pe punctele propuse pentru revizuirea Constituției. Faceți mișto că vreau să fac o dezbatere la nivel regional. Păi dumneavoastră, când a votat, când l-ați susținut puternic pe domnul Băsescu, făcut referendum suprapus peste prezidențiale, îl susținură sus și tare, n-ați mers la poarta omului să îi spuneți ce înseamnă unicameral, doamne, ce înseamnă bicameral. Dacă și dați acum veniți și că spune, să faceți regionalizarea cu Petre Roman, care este groparul industriei românești, înseamnă că... Doamna Ciolocoi, nu ar însemna repetarea greșelii dacă USL-ul ar face cum a făcut Partidul Democrat Liberal? Păi ce, noi facem alegeri peste referendum? Ce profit vom avea noi acum? Ce profit vom avea noi acum? Spuneți-mi și mie. Cum au făcut domniile lor. A știut omul, simplu, când s-a dus Băsescu și a spus votează-mă pe mine și vezi când vii. Nu, votează unicameral, dar vezi când vii să mă bifezi și pe mine. Doamnă, și vrea să demonstreze că acest referendum va trece mult mai, cu mult mai multe procente decât a trecut în 2009. Da, sunt convins, a spus că va cere acest referendum numai dacă se aprobă urgent de la Curtea Constituțională pragul ăla de prezență de 30%. Păi, da, nu, deci de vă dați seama băgat. Ce... Ba da, dar vă dați seama ce încredere are el că va trece referendumul dacă așteaptă propunerea noastră, măsura noastră cu pragul. Da. Trecând păi, mai vrea, departe... De ce? Una... Vrea să fie convins că aplică toate legile acestei guvernări, nu vrea să ghideze după alte legi. Deci eu am așa, cum să vă spun, pentru instituția președinției, pentru instituția care la ora actuală e reprezentată de domnul Băsescu, eu am o urmă de regret că am ajuns să ne batem joc de acolo, de pe niște funcții, să ne batem joc de niște oameni care totuși sunt mult mai sus decât noi. La nivelul lor nu vom putea ajunge, cel puțin din punct de vedere al pregătirii, al personalității. Am văzut, cum spunea aseară, să termine comisia asta, Constituția, planul, și să-i dea drumul așa să zboare. Aici văd că domnul Petre Roman este desconsiderat. Probabil că oamenii din acea comisie, bineînțeles, Crin Antonescu va fi desconsiderat. Foarte mulți oameni din acea comisie vor fi desconsiderați. De ce? Pentru că vor să lucreze la un proiect de Constituție revizuit. De asta îi desconsiderăm. Doamne, pe Petre Roman l-am prins toți ca prim-ministru, a fost o catastrofă, vă spun eu, ca să știți, cel puțin din punct de vedere economic. În restul nu mă... Bun, am un alt subiect pe care vi-l propun să-l discutăm în ultimele câteva minute. Se referă la acel proiect din Camera Deputaților care a fost... fantastic, inimaginabil, respins chiar de deputații Partidului Național Liberal sau ai Partidului Social Democrat. Știți foarte bine la ce mă refer. Este vorba despre înființarea acelui muzeu național Constantin Brâncuș aici la Târgu Jiu, supus ieri votului în Camera Deputaților și care, iată, a fost respins. Poate că m-am înțelege de ce l-au respins cei din alte județe, deputații din alte județe, însă nu înțeleg
înțelegem de ce a fost respins și de deputații noștri. Doamna Ciolocoi, dați-mi mai multe date, că nu știu de ce am văzut și eu asta știrea. Dați-mi mai multe date. Aveți informații că efectiv parlamentarii gorjeni au respins acest proiect? Haideți să urmărim un material. Da, avem nu am. Colegii din regie, dacă avem materialul pregătit, v-aș ruga mult de tot să-l difuzați, pentru că, iată, doamna Ciolocoi are ceva îndoieli cu privire la deputații din județul deci Gorj. Știu, dacă este pregătit, vă rog mult de tot să intre materialul și discutăm după. Constantin Brâncuș pierde încă o dată în fața unor oameni care au puterea, dar care nu știu ce să facă cu ea. Ieri, în cadrul ședinței din Camera Deputaților, pe ordinea de zi s-a aflat și proiectul de înființare al unui muzeu național la Târgu Jiu, care să poarte numele marelui sculptor. Inițiatorul acestui proiect, Mugurel Țurupăceanu, l-a propus încă din perioada în care se afla în legislativ, dar care nu a primit aviz favorabil până acum. Conform notei de fundamentare, sediul Muzeului Național Constantin Brâncuș va fi pus la dispoziție de către primăria și Consiliul Local al municipiului Târgu Jiu, iar ca sursă de finanțare era indicat programul operațional regional Axa Prioritară 5, dezvoltare durabilă și promovarea turismului. Însă cu toate acestea, deputații Uniunii Social-Liberale, în frunte cu cei de la Gorj, au dat vot negativ ori s-au abținut. S-a votat pentru că, ca și argumente, nu există o locație bine stabilită pentru crearea acestui muzeu. N-a fost parcurs pașii necesari pentru realizarea, pentru că discutăm de un muzeu al unui titan, un artist fără pereche al României și trebuie acordat de cea mai importantă atenție. M-am abținut, ca să fiu sinceră. De ce? Deci nu, pentru că eu sunt într-un muzeu, Constantin Brâncuș. Și atunci de ce nu ați votat pentru? V-am spus sincer. Puteam să vă mint, dar v-am spus sincer. Excepție au făcut deputații Partidului Poporului Dan Diaconescu, care au votat pentru, însă nu au reușit să încline balanța în favoarea înființării acestui muzeu. Am votat pentru înființarea muzeului Constantin Brâncuș. Din păcate, doar noi și cei din PDL au înțeles ce înseamnă Constantin Brâncuș pentru România, pentru Gorj și ce ar fi însemnat acest muzeu. Înființarea unui muzeu național ar însemna un imens beneficiu pentru municipiul Târgu Jiu și pentru județul Gorj, prin prisma operelor brâncușiene pe care municipiul le găzduiește și care sunt cunoscute și apreciate în străinătate mai mult însă decât în țară. Așadar, doamna Ciolocoi, ați văzut, parlamentarii Uniunii Social-Liberale de la Gorj, culmea, cei de la PPDD au votat pentru înființare, iar USL-ul a votat împotriva unui înființării unui muzeu național la Târgu Jiu. Cum explicați această atitudine a colegilor noastre? Eu am văzut reportajul dumneavoastră, rămâne să văd și de ce anume s-au opus sau s-au abținut. Păi spuneau că nu a fost fundamental proiectul. Păi probabil, haideți să o luăm. Sunt întrebări cu erile pe care și le-a pus domnul Weber. Domnul Weber se întreba de unde vor fi bani și de unde va fi amplasat când era clar nota de fundamental specifică. Deci domnul Surupăceanu a indicat ca sursă de finanțare AXA 5. AXA 5, care poate, deci acei bani de pe AXA 5 pot fi accesați fie de Consiliul Județean sau Consiliul Local, deci pe fonduri europene, doamna pe Ciolocoi. Regiunea de dezvoltare, ascultați-mă, deputații și senatorii înainte trebuia să fi discutat cu autoritățile de la Gorj. Sunt deputații și deputații de la Gorj care au promis accesa, că vor face ceva pentru Constantin Brâncuș. Nu pot accesa, ascultați-mă, nu mă puneți într-o situație. Deci deputații și senatorii nu pot să-și asume răspunderea accesării banilor pe AXA 5 decât după o discuție cu Consiliul Județean care poate să fie aplicat sau cu Consiliul Local Târgu Jiu care poate să fie aplicat. Am înțeles. Domnul Davițoiu, cum explicați? Foarte pe scurt. Ce să vă spun? E de râsul curcilor. De fapt, nici n-ar fi prima dată, pentru că dacă ați văzut și premierul Ponta azi în ședință de guvern, s-a mirat că aceea lege cu o impozitare cu 80% a salariilor compensatorii pentru cei care lucrează în acele agenții ale statului, finanțe, asigurări și toate astea, ați văzut că a dat vina pe un portar că la monitorul oficial în Lost Afară a apărut altceva. Eu vă spun corect, locație este în Târgu Jiu, este muzeul din Parcul Central, primăria poate să acceseze fonduri europene cu a accesa și în domeniul ăsta e foarte bine pregătită. Eu zic că a fost o lipsă de
de interes și o colucrare Sim. între autoritatea locală, însemnând primăria municipiului Târgu, consiliul local și parlamentarii USL-ului. Păi, de ce vom vedea mâine seara? Restul sunt povești. Fiecare program accesat, doamnă, fiecare program accesat are nevoie de la Consiliul Local, că dumnealui este consilier local, are nevoie de cofinanțarea aceea 2%. Nu asta ar fi fost problema. Este legea primul rând a parului. Trebuia să fie consultat Consiliul Local să se vadă dacă gradul de îndatorare permite. Mulțumesc mult, tot mulțumesc dumneavoastră, doamnelor și domnilor. Vă mulțumesc și pentru mesajul ăsta. E timpul foarte scurt. Ne revedem mâine. Toate cele bune. Dacă angajau...